Vă rog. Despre Vladimir Putin. E patriot? Dacă este patriot în țara lui, este problema lor. Nu este patriot pentru NATO și Uniunea Europeană, ceea ce mi se pare firesc. Nu este patriot pentru alții. Pe noi trebuie să ne preocupe încă o dată situația țării noastre. Mie mi se pare extrem de concludent acest lucru. Știți că în ultimele interviuri, cel puțin până la acesta pe care îl facem noi astăzi împreună, permanent se pune această problemă legată de război, legată de... Să știți că securitatea se face prin cooperare, prin dialog, nu prin conflict. Asta este principiul securității standard în diplomație și în orice fel de negociere. Chiar și când vine cineva peste tine, adică atunci când cineva te invadează? Uitați încă o dată, la noi n-a intrat nimeni și suntem în regulă. Încă o dată spun, NATO este o organizație defensivă. Dar suntem peste Ucraina, NATO. Putin a intrat. Dar încă o dată, spun, nu este țara noastră. Deci dacă e să vă întreb eu pe dumneavoastră sau să întrebăm generic, cât ne-a costat până acum tot ce am dat Ucraine, când ne-a costat ce se întâmplă în portul Constanța, când ne-a costat faptul că antreprenorii români producători de grâne au fost marginalizați și au fost lăsate camioanele ucrainene să treacă neverificate. Nu există nicio informație oficială care să susțină ce spuneți dumneavoastră. Eu pot să vă o trimit eu. Nu este, o știu antreprenorii români. Demonstrațiile cu agricultorii, în urma demonstrațiilor cu agricultorii, exact, și foarte bine, instituția ale statului au verificat. Niciuna nu ne-a spus că e adevărat. Ideea este una singură, că noi, ca să lămurim lucrurile foarte clar, noi exportăm astăzi o tonă și importăm de resurse naturale primare, respectiv de grâu, și importăm 100 de tone, ceea ce este total o să revenim de neimaginat pentru o țară care vrea să aibă un buget echitabil.